Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Ziua, domnilor consilieri, prin dispoziția numărul 98 din 20.03.2024 ați fost convocați în ședință ordinară pentru data de astăzi 26.03.2024, ora 10. Din cei 13 consilieri convocați, prezenți sunt 11 fizic, un consilier este prezent online, delegat să fie prezent online și un delegat și un consilier la Slău Ioan este absent. Ședința este statutară. Avem avizele de specialitate, comisia de specialitate de proiectul de hotărâre intrinsă pe ordinea de zi. Voi da citire proiectelor de hotărâre și vom vota ulterior ordinea de zi. Da? Avem aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29.02.2024 la punctul 1. La punctul 2 avem proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Cleja pentru ședința adunării generale ordinare a ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 29.03.2024, respectiv 01.04.2024, inițiator primar Petru Iștoc. La punctul 3 avem proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patronul Asociațiilor Comunilor din România pentru anul 2024. Proiect inițiat de domnul Petru Iștoc, primar. La punctul 4 avem proiect de hotărâre privind actualizarea unor bunuri aparținând domeniului public al Comunei Cleja și introducerea unor bunuri în domeniul public al Comunei Cleja, proiect inițiat de domnul Petru Iștoc, primar. La punctul 5 avem proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Cleja pentru ședința adunării generale ordinare și ședința adunării generale extraordinare a ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 19.04.2024, respectiv 22.04.2024, proiect inițiat de domnul Petru Iștoc, primar, și avem la punctul 6 diverse. Vă rog să aprobați ordinea de zi. Acum rămâne la zi. Tot, dar 10 și 1 la zi, da? Avem. Ordinea de zi, ok, da? Așa avem doi fricii delegatul să puteți votează ordinea de zi. Nu. Are drept de vot. Mulțumesc. Domnul președinte, de ședință, vă rog. Trecem la punctul 1. Aprobarea procesului verbal la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29.02.2024. Dacă sunt discuții? Nu. Puneți la vot? Puneți la vot, da. Cine este pentru? Da? Okay. La proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Cleja pentru ședința adunării generale ordinare a SC Crabesa din data de 29.03, respectiv 1.04.2024. Discuții? După cum știți, în fiecare an se votează reprezentantul legal al Unității Administrative Teritoriale. Poftim? Da. Și domnul primar va reprezenta unitatea administrativ teritorială, dacă sunteți de acord. Da, dacă am putea transmite prin domnul primar să mai ia ăștia un pic de măsuri cu apa. Era vorba că o să se repare, o să schimbăm conductele, o să facem ca Cleja să aibă apă. Și am înțeles că tot sunt probleme de genul că capul țevile. Dacă totuși avem reprezentant acolo și plătim o sumă de bani, ar fi bine să și să se facă ceva. Ce transmite acolo? Sugestia dumneavoastră, da, și o să vă ține cont bine. Da, mulțumesc frumos. Alte discuții? Nu. Votul. Supune la vot. Da? Supune la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociațiilor Comune de România pentru anul 2024.
Discuții? Dacă vreți să ne explicați ce e cu această cotizație, care este suma și unde se duc banii, pe ce bază dăm banii ăștia sau pe ce bază, la ce se folosesc banii ăștia? O notificare primită de la Asociația Comunilor din România din data de 14.03.2024 solicită o sumă de 1.800 de lei care reprezintă obligația financiară conform articolului 36. Da, obligații financiare, da. Da, obligații financiare. N-am studiat pentru că am preluat. Da, dacă doriți mai multe amănunte, eu voi... Ce reprezintă această sumă, din ce văd eu aici, începând cu data de 1 ianuarie 2023, cotizația a fost stabilită în funcție de numărul de locuitori al comunei. Și 1.300 de lei, spre exemplu, este pentru comunele de 1.500 de locuitori. Noi, din ce văd aici, 1.800, avem pentru comunele care au între 5.000 și 10.000 de locuitori, inclusiv. Deci, cotizația este stabilită de către ei pe baza numărului de locuitori. Da, lăsați numai, că în principiu era vorba că încet, încet, și se picură câte un pic de bani, asociații, eu știu, alte... Atâta timp cât am aderat la aceste asociații. Dacă nu avem niciun câștig, doar avem câștigul de a puncte să dăm bani, știți? Atât. 1.300 lei, cu banii puteam să aducă... Dumneavoastră ați votat aderarea, bănuiesc că ați și conștientizat faptul că trebuie să conștientizați la aceste asociații. Foarte adevărat, dar fiindcă ni s-a pus în față că trebuie să votăm. Mulțumim! Da. Nu, poate, dar atunci aveați opțiunea să refuzați. Da. De unde știți că nu am refuzat? Păi... Păi atunci... De asta, nu... Când ați fost majoritar cu refuzul, așa se face politica, știți? O descoperim. Ok. O descoperim altfel. Să punem la vot, da? Alte discuții, de fapt? Nu. Nu sunt. Să punem la vot? Cine este pentru? 10, dumneavoastră vă abțineți. Vă abțin. Da. Domnul viceprimar, așa, o abținere, da? Următorul proiect de hotărâre are două amendamente. Respectiv, la o anexa numărul 2, un teren intravilan situat în zona podului din punctul Demșa spre biserică, situat în satul Creja, comuna Creja, județul Bacău, în suprafață de 95 de metri pătrați, având categoria de folosință curți construcții cu vecinătăți la nord. Avem numărul cadastral 62388 la sud Pârâul Creja, aflat în administrația ABA Sireta, este proprietatea particulară. La vest avem numărul cadastral 62388. A fost, se dorește actualizarea domeniului public, introducându-se acest teren în domeniul public al Comunei Creja. Dacă sunteți de acord cu acest amendament? Dacă vreți, de la cine mai amendamentul? De la cine, în partea voi? Din partea colegii mele de la domeniul public și privat, Cristina Panțăru, din ce am înțeles eu, s-ar amplasa o statuie sau ceva pe acolo. Ah, ai vorbit de costul ăsta? Da. Nu. Cultură da. Da, da, da. De la pot. De lângă piață. Da. Da, ca să facă. Sunteți de acord cu acest amendament? Da. Cine este pentru? Mulțumesc, 10 plus, da? Și mai avem un amendament. Costin? Doamna de la domeniul public și privat. Actualizarea unor bună care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale Cleja, respectiv strada Eroilor, strada Cigașului,
Strada Cooperativei, strada Ufogașului și strada Nucilor a fost actualizată în domeniul public cu aceste strade, aceste străzi care au fost introduse în domeniul public, dacă sunteți de acord și cu acest amendament. Da. 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 Votăm. Cine este pentru? Deci e ok tot. Da. 11 plus 1. Vom vota acum, dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, cu amendamentele aduse. Cine este pentru? Păi nu sunt discuții, deci nu au fost discuții la... Da, știu, știu. Așa, proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal, UAT, Comuna Clejar, pentru ședința adunării ordinare și ședința adunării extraordinare a SC CRAP SA din data de 19.04.22.04. Reprezentantul va fi tot domnul primar, reprezentantul Comunității Administrative a Comunei Clejar. Mai multe detalii, adică ce se va întâmpla ședința aia dacă... Sunt două ședințe acolo prinse și dacă se poate. Știu că una e bugetul. Vreți să studiați dosarul? Uitați, este da? Se face, trimite reprezentantul Comuna Cleja la... Știu că se votează și bugetul. Nu dacă vi s-a transmis bugetul și ce e prins în bugetul. Al companiei. Da, al companiei, da, da. Ordinea de zi al adunării generale din data de... Vreți să vă citesc toată ordinea de zi? Dacă vi s-a transmis și bugetul de cheltuieli și potrea bugetul de cheltuieli. Deci, dacă a fost transmis către UAT și dacă e prins ceva de dezvoltare către zi. Deci, ordinea de zi reprezintă aprobarea înființării unui punct de lucru în Comuna Palanca, spre exemplu, aprobarea modificării actului constitutiv al societății prin introducerea în obiectul secundar de activitate a codului Caien. Avem la punctul 3 împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate. E un formular de vot care domnul primar va trebui să-l semneze și să-l... Dar acel formular de vot va trebui însoțit de acea copilă de Consiliul Local aprobat de dumneavoastră. Da. Okay. Supunem la vot. Cine este pentru? 11 da. Dacă aveți pe la diverse discutați, eu voi asculta și voi transmite în acest parte. Da, eu vreau să modificăm programul ședințelor, dacă sunteți de acord, să o punem la ora 17:16. Da. S-a mai vorbit odată pe subiectul ăsta, se stabilise la ora 4. 16, mereu la sfârșitul lunii sau când vine la rând. Ulterior văd că s-a schimbat, din nou am trecut la... Voi transmite secretarul care a acest lucru și cu siguranță la următoarea ședință va ține cont de ședința dumneavoastră. Dar dacă sunteți toți de acord ca la să se desfășoare după amiază, da? O țin o cont de două ori și pornă iar. Nu, deci acum... Este cineva împotrivă pentru program? Cine este? Deci pentru... Deci pentru... Deci pentru... Deci sunteți de acord ca să fie la ora... Păi la următoarea ședință cu doamna secretară, stăm de vot și atunci... Dar următoarea ședință să fie deja modificată la ora... Și mai avem o ședință după aia și s-a încheiat. Bun. Alte discuții? Mai chit, avem persoane de aici care trebuie să răspundă, de mod direct. Și mă sunătăm și eu sigur voi transmite. Aveți încredere. Cred. Faptul că sunt aici și am venit ca să reprezint instituția și ceea ce dumneavoastră veți solicita, voi transmite mai departe, da? Toate doleanțele. Așa că aștept să... Persoana trebuia să dea un răspuns de tura asta, dar uite că asta a mai trecut o lună. Știți cum mai avantajul acelui răspuns, da? Și sperăm că data de 10, mă scuzați domnul... Pavel, cât de zic data, zici, nu va mai fi domnul primar aici, că și așa e degeaba. Deocamdată nu este timpul să facem astfel de... Da, păi și așa, așa, cu ce exact când trebuia să răspundă la niște întrebări destul de punctuale. În fine,
Asta este. Domnule președinte, vă rog frumos, răspunsurile peste 4 ani, nu știți? Ah, 4 ani durează proiectul. Da, 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 da. Da, 4 ani primit. 4 ani și am primit răspunsuri. Nu mai este în funcție, domnul primar. Haideți să avem răbdare, da? Și vedem ce se va desfășura după, cum se va vorba desfășura și ședințele după data de 9 iunie. Deocamdată trebuie să respectăm funcția pe care dânsul o are și păi să... Păi da, n-am respectat-o sau? Deci... Pare rău că e acum funcția dânsului, asta e, ce se face, nu dânsul, funcții și trebuie să respectăm. Dar ne pare rău, nu? La toată lumea. Da. Eu aș sugera să încheia ședința, nu mai este, dacă mai e ceva. Mai vreți să discuțim? Domnul vice este în direct, atunci ce a făcut cu strada aia, cu plăcuța aia, a pus, a făcut ceva pentru... Și săptămâna trecută am avut o problemă cu strada aia. Dacă vine de la Dedeman, dacă vine cineva care așa trebuie să fugă în, până la șosea ca să vadă unde e strada stadionului. Dar nu are GPS-ul de la Dedeman, nu? Domnul Micii Primare, s-a adresat o întrebare. Și vezi că te zgășim. Am dat comandă pentru mai multe străzi sau dat comandă deja de plăcuți? Și la, pentru oglinzi pe la Ciușmea? Și la Ciușmea. Avem iarăși probleme mai. De asta și nu numai acolo, mai sunt și în alte părți unde sunt probleme pe teren. S-a făcut referat, s-a făcut comandă, știți că procedurile administrative durează nu puțin. 4 ani. Da, da, vă rog. Câte patru ani? Nu mai. Mai aveți întrebări? Nu. Ok, dacă nu mai sunt întrebări, declarăm ședința închisă. Mulțumesc frumos pentru prezență.